Inferențe și predicții pe baza textului narrativ literar în versuri Vulpea și Cocoșul de Simona Epure. Clasa a șasea. Învățarea prin imaginație. Tuturor ne plac poveștile, fie că sunt în versuri, fie că sunt în proză. Uneori, când citim sau ascultăm activ, facem predicții sau inferențe. Dar ce sunt inferențele? Sunt mișcări ale minții care te ajută să citești printre rânduri și să tragi concluzii pe baza legăturilor pe care le faci între informațiile dintr-un text citit și cunoștințele anterioare. Predicțiile sunt ipotezele pe care le facem. Să înceapă jocul predicțiilor și al inferențelor. Textul narrativ literar Vulpea și Cocoșul de Simona Epure. Inferențe. Pentru că știm deja ce este un text narrativ literar, vom citi sau vom asculta încă unul tocmai pentru a ne fixa cunoștințele. Personajele principale sunt Vulpea și Cocoșul. Sunt antitetice. Predicție. Vulpea îl va păcăli cumva pe Cocoș. Pentru a face inferențe, vom folosi un organizator grafic de tipul textul spune, eu știu, inferez, trag concluzia. Textul spune, vulpea a trecut prin sat. Eu știu că vulpea este un animal sălbatic, trăiește în păduri. Este omnivoră, adică mănâncă și vegetale și animale. Are un miros foarte dezvoltat. Inferez că vulpea este flămândă. Altă inferență. Are nevoie de hrană. Exemple de predicții. Vulpea va mirosi unde sunt păsări de curte. Va ataca gospodăria unde sunt păsări de curte. Citim mai departe. Vulpea a trecut prin sat căutând pui de furat. Cum e ea așa și reată, voia ouă din poiată sau o rață ori găină ca să aibă pentru cină. Într-o curte a văzut un cocoș. Provocare. Opriți resursa și faceți cel puțin o inferență și o predicție legate de cocoș. Textul spune, într-o curte a văzut un cocoș. Eu știu, cocoșul este perechea găinii fiind mai mare decât ea. O informație. În fiecare dimineață cântă cucurigu și trezește gospodăria la viață ca un ceas. Inferez, cocoșul este un fel de protector al găinilor. Dați și voi câteva inferențe. Predicție, cocoșul nu va face larmă. Reluăm și continuăm. Vulpea a trecut prin sat căutând pui de furat. Cum e ea așa și reată, voia ouă din poiată sau o rață ori găină ca să aibă pentru cină. Într-o curte a văzut un cocoș cam încrezut și și-a spus în sinea sa, sigur are carnea grea și cam tare și bătrână, dar de o supă cred că-i bună. Voi pune morcov și sare, poate și un cartof mai mare, ceapă linte și ardei și un pumn de tăieței. Sau voi face o tocană cu legume și cu zeamă. Dar cocoșul împintenat a trezit-o din visat. Provocare. Faceți predicții în scris. Împărtășiți-vi-le dacă lucrați în clasă. Ai venit iar a fura? Ce te furișezi așa? Eu voi da alarma în sat că e o vulpe l-a furat. Stai, jupâne, nu-i ce crezi. Îți voi spune și ai să vezi de ce am venit de fapt și de ce am trecut prin sat. Auzise mai de mult, parcă așa am reținut, că tu poți cucuriga, chiar de pliscu-ți voi lega. Ce zici? Am putea încerca? Iar cocoșul măgulit imediat s-a învoit și a lăsat-o pe șireată să-i lege pliscul pe dată. Să cânte n-a mai putut cocoșul cel încrezut. Geaba tot s-a străduit, nimic nu s-a auzit, niciun fel de cucurigu. Deci unde i-a fost câștigul? Vulpea-l a zvârlin de sagă și plecă în mare grabă. Morala. În vorbe lingușitoare nu te încrede mult prea tare. Cel care te lingușește ceva sigur urmărește.
o propunere de evaluare sau autoevaluare. Pregătiți textul Câinele și cățelul de Grigore Alexandrescu și citiți-l pe fragmente, realizând predicții și inferențe. Mai întâi citiți doar titlul și apoi scrieți în maculatoare o inferență și o predicție. Opriți resursa video în timp ce lucrați. 2. Continuați. Citiți versurile de la 1 până la 6 și scrieți o inferență. Apoi citiți versurile de la 7 la 16 și scrieți o predicție. Citiți versurile 17 până la 22 și scrieți o inferență. După ce citiți versurile 23 și 24, scrieți o predicție. Cum va răspunde Samson? 6. Scrieți o inferență. Samurache a crezut discursul lui Samson, deci... Posibile răspunsuri. Puteți să vedeți ce a scris voi pe caiete și să le verificați după aceste răspunsuri. Mulțumesc!